Care sunt principalele provocări ale României vis-a-vis de obiectivele de dezvoltare durabilă, un punct important pe agenda politicii de cooperare internațională în domeniul dezvoltării și în România și la nivel european? Cred că provocările României se încadrează în tendința generală, în provocările generale pe care comunitatea internațională le are în implementarea SDG-urilor. Și aș menționa trei dintre ele, nu neapărat în ordinea importanței. În primul rând, din păcate, SDG-urile sunt foarte greu de comunicat, pentru că au un wording extrem de tehnic, de dificil de comunicat către publicul larg, către publicul neinițiat neapărat în ceea ce înseamnă dezvoltarea internațională. Prin urmare, cred că provocarea României este aceea de a refraza cumva și de a transforma cumva aceste SDG-uri pe înțelesul tuturor, astfel încât să fie ușor înțelese și comunicate publicului larg. O a doua provocare pe care își menționa-o este legată de cadrul de monitorizare și de implementare a SDG-urilor. Chiar și comunitatea internațională încă se străduiește să găsească un cadru de monitorizare cât mai ușor de operaționalizat. Din păcate, sunt foarte multe targeturi, sunt foarte mulți indicatori, astfel încât provocarea României va fi aceea de a transpune la nivel național toți acești indicatori într-un cadru cât mai ușor de monitorizat. Va fi cumva și datoria României să facă acest lucru, pentru că toate se monitorizează în primul rând la nivel național și apoi se centralizează la nivel regional și global. O altă provocare pe care aș menționa-o este cea legată de finanțarea SDG-urilor. Chiar la finalul acestei luni, comunitatea internațională se întrunește la Addis pentru a stabili care sunt acele mecanisme de finanțare a implementării SDG-urilor, pentru că e nevoie de o mobilizare masivă de resurse financiare, atât publice cât și private. România, la rândul ei, va trebui să găsească aceste resurse de finanțare. Din păcate, sigur, cu ajutor european și așa mai departe, dar din păcate România, din acest punct de vedere, încă are anumite probleme. Cam astea sunt cele trei pe care vreau să le menționez și, așa cum spuneam, se încadrează în tendințele globale. Majoritatea țărilor au aceste provocări. Din punct de vedere al, să spunem, punctelor forte ale României în politica de cooperare pentru dezvoltare, care ar fi principalele puncte? Având în vedere resursele destul de limitate pe care România le alocă politicii de asistență pentru dezvoltare, cred că ar trebui să ne axăm pe atul principal pe care România consider că l-are, și anume tranziția ei spre democrație. Experiența de tranziție a României este din ce în ce mai solicitată de statele partenere ale noastre în politica de asistență pentru dezvoltare și cred că ar trebui să capitalizăm cât mai mult în acest sens, pentru că, într-adevăr, în lipsa unor resurse financiare solide, acesta rămâne principalul atu pe care îl avem. Un alt atu important este ce avem deocamdată, cel puțin în acest moment, este flexibilitatea cu care putem aloca astfel de resurse în mobilizarea expertizei românești în folosul celorlalte state partenere. Aș vrea să menționez aici un instrument extrem de bun pe care Ministerul Afacerilor Externe l-a creat deja, se numește Fondul de Mobilitate, implementat în momentul acesta am parteneriat cu UNDP. Este un fond care permite și finanțarea și mobilizarea expertizei românești în termen de 10 zile lucrătoare de la solicitarea primită de la statele partenere. Și lucrăm aici în foarte multe domenii, de la asistență electorală, integritate, anticorupție, securitate alimentară și așa mai departe. Am avut foarte multe solicitări din multe domenii. Apoi, cam astea ar fi principalele atuuri pe care le avem în lipsa unei finanțări solide. Din punct de vedere al dezvoltării în următorii ani, și România își va dezvolta această politică. Cum vedeți abordarea și direcția României în următorii 10 ani, să spunem, dacă nu 20? Da. 10 ani reprezintă o perioadă deja destul de lungă pentru a avea așa o gândire programatică, dar ca și viziune, cred că România în următorii 10 ani se va întări foarte puternic ca și donator, deja face pași importanți. Sperăm să avem spre finalul anului viitor o nouă lege pentru asistența pentru dezvoltare, astfel încât România și Ministerul de Externe și Ministerele de Linie să poată implementa singure
toate programele lor de asistență pentru dezvoltare, ceea ce este un pas foarte important în procesul lor de devenire, în procesul României de a deveni un donator stabil. Și de asemenea, în următorii ani, cred că aș face anumite schimbări la nivel strategic. Aș încerca să orientez România mai degrabă către mai puține state partenere și mai puține arii tematice, astfel încât puținele resurse pe care le avem și experiența noastră de tranziție să ne ajute să ne stabilim ca un donator important, măcar în câteva arii tematice. Faptul că ne extindem în prea multe, din păcate, ne limitează impactul. Deci asta ar fi una dintre recomandările pentru viitor. Și de asemenea, cred că aș reorienta puțin politica de asistență pentru dezvoltare de la statele foarte aglomerate din punct de vedere al aidului internațional. De exemplu, regiunea MENA este cumva favorita marilor donatori, prin urmare este foarte puțin loc pentru un donator atât de mic ca România acolo, ca să fie și vizibil și ca să aibă și un impact major. Și aș reorienta puțin aidul și către acei aid orphans, acele state care primesc mult mai puțin atenție din partea donatorilor internaționali, cum ar fi, nu știu, Bangladesh, Burundi și așa mai departe, unde cu siguranță impactul ar fi unul mult mai mare.